încercați și voi produs în Sibiu. Alături de familia IFM susținem campania Produs în Sibiu. Trebuie să fii convins atunci când consumi un produs local că ți-a ajuns comunitatea în care trăiești. E extraordinar atunci când mănânci o felie de pâine să te gândești că ajuți un vecin sau atunci când îmbraci un tricou că acesta a fost produs de un coleg de școală pe care nu l-ai văzut de mulți ani. Avem multe lucruri minunate în Sibiu. Haideți să le cunoaștem pe toate! Suntem în frumoasa livada a familiei Tara și, Georgiana, aș vrea să te întreb în primul rând de unde a început povestea asta voastră. Povestea din Mărginime a început în plin lockdown, când producătorii locali nu mai aveau unde să-și vândă marfa, legume, fructe, în perioada era primăvară, pentru că se închiseseră piețele locale, piețele volante, locul lor principal de desfacere. În momentul ăla am vrut să-i ajutăm pentru că noi eram oricum clienții lor frecvent și am făcut o pagină de Facebook, am creat o mică comunitate a celor care doreau să consume produse locale și între cei care trebuiau să vândă produsele undeva. Zi-mi câteva cuvinte de produsele tale. Ajutăm comunitatea cumpărând direct de la ei legumele și fructele pe care le au și conservându-le pe iarnă în gem, dulceață, zacuscă, siropuri. Aș vrea să te întreb un lucru foarte important pentru mine. Văd aici o chestie foarte mișto scrisă, la cea 1. Pe, cred, majoritatea produselor. Spune-mi câteva cuvinte despre procesul de fabricație. Metoda prin care facem noi zacusca, dar și dulceața și gemul, este într-adevăr la cea 1, pentru că am vrut să aducem o amprentă proprie și să diferențiem de cei care își fac acasă până la urmă. Pentru că oamenii în Ardeal încă își mai fac acasă gem și zacuscă, dar prea puțin la cea 1. Iar aici se simte gustul acela de fum, ușor. Unde putem găsi produsele voastre? Pe noi ne găsiți pe rețelele de socializare. Avem și un shop online, se numește dinmărginime.ro și de câte ori suntem invitați și avem posibilitatea, suntem prezenți la târguri locale sau branciuri unde se poate degusta produsul nostru și unde se poate vinde produsul nostru.